simpozionul cu Grigore Bosta, care a fost de asemenea. Aș fi vorbit la ora, dar din motive n-am putut ajunge până. Bineînțeles, domnul deputat Grigore Timiș, care, după câte știu, e plecat într-o diplosare și n-a putut fi contactat, dar prin, am aflat-o de la consilierul dumneavoastră. Deci, practic, dacă mai dorește cineva să vorbească, domnul Dragoș, vă rugăm. Eu îmi cer scuze, de fapt, n-am să vorbesc despre lucrarea lui Gabriel Balata, dar am cunoscut-o pe doamna de alături care a venit, cea este una din personajele acestei cărți. Și vreau să vă spun, spre marea mea surprindere, câteva zile în urmă, treceam pe locul lui Eminescu, de aici din Cernăuți, ca să fac câteva fotografii, și am ajuns și la casa lui Orest Renei, adică acolo unde a trăit Aspazia Kapolonski, prietena lui Eminescu de aici, de la Cernăuți. Am intrat în o gradă, am încercat să vorbesc și cu vecinii, de fapt, pe care îi cunosc de mult, și spre uimirea mea am aflat că ei sunt români, și poartă numele de Gordița și sunt rude cu doamna Victoriță și mi-au spus că ei sunt foarte miroase că aici a trăit o prietenă de-a lui Mihai Eminescu și vreau cu această ocazie ca să punctez acest lucru. E un lucru foarte interesant și important. Era de fapt casa lui Orest Renei, cel care a fost sufletul și inițiatorul organizării sărbării de la 1871 de la Cundra. Și el a avut această casă, după aceea și-a făcut alta mai târziu în altă, dar aceste emoții le am dublu, având și această carte a domnului Balașa în față. Mulțumim frumos! Mulțumim, domnul Balaș, și eu vreau să vă mulțumesc pentru ghidajul deosebit în cadrul proiectului Limba Noastră Română, când participanții oaspeții din țară am plecat la